Doamna Leona, bine v-am găsit și vă mulțumesc că ați fost de acord ca astăzi să vă povestiți istoria dumneavoastră de viață. Vreau să vă întreb, la ce vârstă v-ați căsătorit dumneavoastră? La 15 ani. La 15 ani? Erați doar o adolescentă, nu era prea devreme pentru dumneavoastră. E cam pe 90, cam era așa. Fetele cam se măritau, o leacă, mă rog, prima din clasă, m-am măritat, primul drum s-a mai măritat o colegă, dar asta e. Practic, dumneavoastră ați absolvit 9 clasă și v-ați măritat. Da, și a venit soțul de la armată, era venit de la armată, cu 9 ani mai mare ca mine. Dar prin ce v-a plăcut? Eu plăcut. Era cu minte frumos. Era cu minte frumosel de la armată, mă rog. Dar părinții dumneavoastră, cum au reacționat? Părinții deodată au fost o leacă împotriva căsătoriei noastre, o leacă, mă mai certau pe mine că, uite că, băi, nu se poate, că mai ești copil ca astea, n-am vrut să mă duc să învăț. Dar pe atunci, pe anii 90, s-au auzit de banditism, de chestii și mama, nu-ți dau voie și de acasă, nu-ți dau voie. Și ca faptul că nu ne-au dat voie să mă duc să învăț, m-am dus la măritat. Și m-am măritat, mă rog, am făcut nuntă mare, frumoasă. Unde ați început să trăiți? La el, la dumneavoastră? Nu, am trăit la el, am trăit la părinții mei, deoarece la dânsul părinții sunt morți pe când el era prin clasa a patra. Am trăit la mine, cu încet am făcut clac, am făcut chirpici, cum se face eu înainte de lut cu paie, pentru care în 92 deja am născut fata. Am vrut să facem casă mare, dar când sunt mulți și nu se lămuresc care și cum să-ți dai un sfat a cătării, unul zice casă, unul zice vremneancă, adică am rămas totuși la vremneancă. Printre altele, când Dumnezeu s-o ierte pe mâca mie, că așa se zice la noi mâca, spune, zice mamic, dacă îți le faci casă, casă o să șibă, dar dacă îți faci vremneancă, așa să șibă vremneancă, ca să impli copiii și nu o să mai facă. Și așa și-a fost. Parcă de undeva au citit și-a știut că așa să fie. Și s-au pornit greutățile că copiii sunt la 2 ani diferență, dar oricum parcă sunt unul după altul. Și mai grav că cu 3 din ei sunt cu dizabilități, adică sunt 5 copii, dintre care 3 cu dizabilități. 5 copii aveți cu soțul? Da, 5 copii. Câți ani ați fost cu soțul împreună? Aproape 30 de ani. 30 de ani? Da. Cum era? Cum se comporta cu dumneavoastră? E foarte cu minte și a muncit la viața lui, adică muncitor. Dar era foarte liniștit, adică nu era dintre cei care să fie mai zghiți, că să desfacem, ori de să punem așa, adică tot timpul am dus eu pe responsabilitatea familiară, adică tot. Dumneavoastră ați fost liderul în familie. Da, da, tot timpul eu, de să tragem apă, eu de să facem un gardă, eu de să schimbăm geamurile, adică. Dar parte de violență n-ați avut, doamna Leona? Nu, n-am fost bătută de soț, nu am fost bătut. Măcar aici ați avut noroc. Măcar aici am avut noroc, dintre care norocul dintr-o parte m-a opălit că n-am fost bătută, dar de alta că copiii mi se cu dizabilități și el a fost tot cu dizabilitate, mă rog, că la dar lucru cu el a făcut, ce s-a întâmplat? De ce a murit? La lucru a făcut criză de nervi, din care l-am grupat. După o perioadă a fost operat la stomac și apoi mergea foarte greu, adică nu avea putere să margă, mergea clătinându-se pe 9 grade, mai făcea, vroia să facă lucruri, dar nu putea. A murit la spital și sau acasă? Acasă. Acasă, a murit acasă. Din ce bani ați mormântat? Banii din salariul meu am luat, adică de la lucru luat bani, după care am muncit și am întors înapoi. Doamna Leona, spuneați că din 5 copii, 3 sunt bolnavi. Ce s-a întâmplat? Prima fată? Ce am născut în 92 cu retard mental. Cum ați dat că? La școală, când am început să trecem comisia pentru școală, atunci am depistat că e bolnavă.
Dar până la 6-7 ani până la 6-7 ani și ori nu a fost, adică copilul să juca, să steana, adică era adecvată. Nu... Vorbea, se dezvolta, da, vorbea, bine. Dezvolta foarte bine, nu am observat că... Și am hotărât, mă rog, am mers la a doilea, primul, la a treilea și când... A doua fată la fel este bolnavă? Da, la fel este bolnavă, tot cu retard mental. Fata am născut-o în 94, tot când am dat-o la, când la școală să facem, trecem comisia pentru școlarizare, atunci tot am depistat că e cu retard mental. Și până atunci la fel? Și până atunci nu am depistat că e bolnavă. Adică și a treia? Și a treia în 96, tot când am trecut comisia pentru astea, pentru o școală, mi s-a spus că are retard mental, adică nu... Dar cum e posibil așa? Care este explicația, doamna Leona? Trei copii din cinci sunt cu retard mental? Tot îmi dădeam și eu întrebarea care e problema, de unde așa, dar la soț în familie a fost fratele lui bolnav și genetic s-a transmis. Și la dumneavoastră în familie? S-a transmis la familia, la copiii mei, adică. Ceilalți doi copii sunt sănătoși, sunt bine? Da, ceilalți, bă, da, proste, Dumnezeu, că sunt foarte bine. Sănătoși, băietul învață, bine, fata, e ok. Prima fată bolnavă, ce vârstă are? 30. 30 de ani. Ea cum se descurcă? Ce poate ea să facă? Da, pe acasă face numai, adică, spală blidele, hainele de la mașină, că le înșură, poate să aducă lemne, să aprindă focul, adică... Să facă mâncare? Mâncare nu face, nu poate. O lăsați singură așa să meargă prin oraș sau nu? În oraș nu merge, cât în sat, la biserica din sat merge, frecventează regulat, adică asta e, s-o găsit liniște acolo se duce, mai... A doua fată ce vârstă are? A doua fată 27 de ani are, dintre care s-a născut cu retard mental, dar cu 8 ani de zile s-a ales cu boala, cu paraliz cerebral, dintre care fata la pat nu merge. Dar de la ce? Ce i-a dat complicații ca să ajungă la paralizie? Nu, pot să zic de la ce și de la unde s-a luat complicația, dar adică... Dar ea vorbește? Ea vorbește cam greu, dar merge cam pe urmele lui tătic, sau Dumnezeu să alerte. Ea e țintită la pat, nu se poate mișca? Nu, numai cu ajutorul nostru. Ea mănâncă singură? Numai mănâncă singură, restul... Mâncare, când e nevoie să îmbrăcăm, îmbrăcăm noi, când nu poate ea, adică să îmbrace ea, nu, noi o ajutăm. Dacă adică tot cu ajutorul singură, dumneavoastră? Da, da. A treia fată? Da, a treia e mai descurcăreață, măcar care retard mental, dar adică atât baza e mai mult pe Galia. Ea o lăsat singură să meargă prin oraș, să descurcă singură? Da, eu în oraș tot nu merge, nici una dintre însă nu pleacă în oraș, adică pe loc aici poate să duc la magazinul din sat până în centrul satului, și da, avem magazin, adică mai aproape aici. Și acasă e mai descurcăreață, adică uporeat cu un pat strâns, dimătrat. Dumneavoastră, practic, trebuie să stați cu ele permanent. Da, trebuie să am grijă de dânsele permanent, să aibă și le facem o mâncare. Să... Dumneavoastră, v-ați întrebat vreodată de ce ați avut nenorocul ăsta de mamă să aveți tocmai trei copii bolnavi? M-am întrebat și numai odată. Unul este greu, dar trei? Da, m-am întrebat și numai odată, dar asta e că Dumnezeu, așa, cred că mi-a dat o cruce s-o duc cât e posibil, cât, adică cât poate un om de dus. Acum din ce bani vă întrețineți dumneavoastră? Din pensia copiilor. Eu la moment nu lucrez și numai pensia lor. Pe unde ne ajunge, pe unde mai împrumutăm, credite nu aveți? Apoi. Mai am, la moment am un credit de undeva vreo 10.000 de lei. Dar idei n-am cum să fac față să-l achit, numai cu speranța că am să intru la lucru undeva și să încep să mă clarific și cu dânsul. Doamna Leona, asta este casa în care locuiți dumneavoastră. Este o casă mică, două camere, dar, mă rog, aveți un acoperiș deasupra capului. Aici ce avem? Unde
Unde suntem noi acum? Aici, ca bucătărie, adică mai mult aici. Aici pregătim mâncarea, că gazul nu avem la butelii, s-a terminat. Aici gătim, aici mâncăm. Mașina de spălat. Mașina de spălat. Când apa e nevoie aici ne băim, că nu avem o baie, adică nu... Dar mâncare unde faceți? Aici, la plită, că gaz nu avem. S-a terminat gazul zilele astea la butelie. Mm-hmm. Și practic aici, într-o cameră, adică... Vă faceți toate necesitățile? Da, facem tot. Unde dormiți? Făcut. De dormit, dormim în camera... Haideți, mergeți încolo. În camera următoare. De dormit, dormim aici. În cameruța asta câte persoane dormiți? Da, în cameruța asta 7 persoane. Dumneavoastră? Da, eu și copiii toți. 5 copii și nepoțelul? Da, 5 copii și nepoțelul. Și faceți față? Aici 7 persoane într-o cameruță așa micuță? Așa ne ghefsuim tot și suntem grămadă, ne bucurăm că măcar suntem tot la un loc sănătoși, așa cum suntem, adică nu chiar... Pe patul din spatele dumneavoastră cine doarme? Aici doarme băietul meu și cu nepoțelul și cu fica. Aici? Aici dorm eu și aici dorm fetele trei. Ați împărțit așa ca da, să încapă toți? Da, am împărțit așa ca să încăpem toți, să avem locurile noastre. Și soba toți. Este între două camere și soba se încălzește? Soba între două camere, se încălzește foarte bine. Adică... Aveți lemne suficiente pentru toată iarna? Da, lemne, am împrumutat bani și am cumpărat. Dar numai au rămâns de îndătorie. Doamna Leona, casa este veche sau e nevoie de reparații? Pentru că văd casa și tavanul, podul acolo. Casa nu e veche, acolo. Dar nu e turnat colțarea, cum să zici, sus și au mai plouat și să las aici, să las. Dar da, mă are și o leacă de ani. Mucigai nu-ți face? Acum, la moment, nu, dar era problema. Și... Cu timpul când o să aveți de posibilitate... Și avem nevoie și de o baie și de un vitiu, când e foarte greu cu fata să ieșim afară, el nu poate merge și să cam steme pe scări să dăie drumul jos astea, dar asta e situația, ne descurcăm așa cum putem. Până o să ieșiți și dumneavoastră la muncă și... Da, cred că... Dumneavoastră acum de ce ați avea nevoie, doamna Leona? Strictul necesar. Și al mai mult și avem noi nevoie, așa, strictul necesar, baia și viteu. Vă doriți foarte mult. Da. Pentru fete, mai ales pentru Veruța. Mai ales pentru Veronica, tare mult îmi vreau, că e foarte greu cu dânsa. Cu dânsa să... Ea nu se mișcă deloc și doar cu ajutorul nostru. Da, numai cu ajutorul nostru. Noi dacă nu spălați aici, o puneți, da? Da, am vana mare, unde... Facem apă, încălzăm la plită, apă, în vană, o spălăm, ghinișor. Doamna Leona, cei care ne privesc acum și văd povestea, istoria dumneavoastră de viață și ar vrea să vă ajute, să vă întindă o mână de ajutor, cum ar putea să vă găsească? Aveți o pagină de Facebook? Da, este o pagină cum de Facebook. Cum este acolo? Este Braga Kirilenko Aleona. Braga Kirilenko da, Aleona. Aleona. Și număr de telefon? 069-742-442. Doamna Leona, eu vă mulțumesc. Chiar sunteți o mamă eroină, că niciodată nu n-ați lăsat mâinile jos și nu v-ați dat copiii la un orfelinat. Nu, vă este greu, dar îi țineți lângă dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, îmi dați voie să vă strâng mâna. Da. Multă sănătate, sărbători fericite. Mulțumim. Le mulțumesc celor care ne privesc, iar dacă doriți să întindeți o mână de ajutor, doamnei Aleona, o puteți găsi pe pagina de Facebook sau la numărul de telefon. Aveți grijă de voi și de cei dragi.